numărul 202. Popeștile Ardeni, județul Ilfov, suburbia Bucureștiului. Mașină de poliție sub un drapel fierfenițat, care staționează cam periculos în intersecție. Strada Pavel Ceamur. Și nu e în misiune, n-are girofarul pornit. Polițai cu pistol, stă la taifas. Drapelul poate și respectă proporțiile prevăzute de lege, dar e poziționat vertical, deci e cam ilegal. Dar n-am citit legea românească despre tricolor, deci nu mă pronunț în privința asta. Oricum, pentru că e terfelit, trebuia de mult schimbat. S-au scos, să rămână catargul gol. Polițistul e cu ochelari de soare. Dacă e soare azi. Îl imită pe Iohannis. Și pe Arafat. Raed. Grea munca de polițai. El stă la pândă, cred că vânează ilegalități în trafic sau în zona asta industrială. Duminică la amiază. Pentru asta îi plătim. Și salarii speciale. Pensii, babane, ca să aibă grijă de legalitate. Să apere ordinea publică, drepturile omului. Cetățean pe alături trece cu mască, că așa prevede legea. Și polițaiul are mască, dar o ține pe barbă. Fix așa prevede legea 55.
terminat discuția. Stai că mai sună el pe cineva. Până la sfârșit de tură e mult. Cumva au observat că cetățean se uită lung la el. Probabil vorbește cu vreun șef de-al lui și vrea să-i arate că respectă legea. Cu nasul dezgolit, dar cu masca pe gură. Hai că avem treabă. El e șofer. El e singurul pasager. Acum o să mai șadă și în mașină. Contrasens. Nu mai stau eu să-l supraveghez. M-am convins că lucrează din greu.
încalcă toate legile posibile și merită să-l mai plătim până iese la pensie. Îi plătim salariul și după aceea pensia nemeritată. Săraci șoferi care trec pe lângă el se stresează și riscă, pentru că ies la o șosea aglomerată și el le acoperă orizontul. Cățeluș, ai grijă de polițist, celălalt că îmi fac grijă pentru el.